și bine v-am regăsit la un nou video alături de Gamerul Desenator! Gamer. Mai nou artist. Artist. Astăzi ne-am gândit așa să facem o surpriză tuturor iubitorilor de Granny. De bunici și de mămici, deoarece în clipul de astăzi vom face așa un fel de concurs, challenge, să le desenăm pe Nuna și pe Granini. Cine se uită la noi pe Cocolic știe despre ce vorbim, clipurile cu Granini și cu Nuna sunt foarte, foarte iubite. Pe scurt, sunt două femei incredibil de arătoase, sexy și au un nume, a.k.a. spaima dentiștilor. Și spaima nepoților. Și eu va trebui să desenez. Și pentru cine nu știe, Nuna, Tănan și Granny sunt niște jocuri foarte populare. De exemplu, Granny s-au downloadat de peste 30 de milioane de ori și Nuna de peste 10 milioane de ori. Deci sunt niște aplicații foarte populare pe care noi o să le desenăm. Într-adevăr, foarte, adică așa cât se poate de repede. Mai țineți minte cum am făcut cu squishy-urile, cum face cu ele. Eu zic prima dată să începem cu bunicuța noastră mult iubită. Avem aici telefonul cu poza ei adorabilă. Dar nu ne grăbim chiar așa, probabil o să ne ia 10 minute la Granny. Hai să facem să arate bine. Da, nu ne grăbim, dar ne grăbim în același timp. Stop! Și când terminăm, ce zicem? Granny și Nuna. Asta zicem. Dar nu te grăbi. Nu zicem un nume mai comic, ca la Squinky. Frumusețea pământului. Păi, pe asta ar putea să zic Elie. Și la aia la altă? Și la aia la altă găsești tu nume. Hai să vedem atunci, că trebuie să o văd în față. Deci... Haideți să trecem la treabă. Deci nu te grăbi, fă cât mai bine, da? Atenție. Și vreau să ne înscrieți acolo în comentarii cine va câștiga cele două probe. Da? Da. Hai să trecem la treabă. Dar n-are pupilă. Și îi dăm drumul? Da, 3, 2, 1. Start! Mamă, ce mână mare are. Mai mare decât a mea. Stai că nu știu cum să mă încadrez. Unde-i capul? Cum să mă încadrez, Felix? Începe cu capul. Încep cu capul? Normal. E capul meu. Vă provocăm și pe voi, dragi nuși de cocos, să le desenați. Ca de obicei, să puneți acolo pe Instagram. Instagram. La Cocos Cristina și la Coco Felix. Mama mia, se vede aici cât de frumos să desenăm. Felix, cred că va trebui să apeși puțin, ca anuncele de cocos să vadă. De obicei, Felix, când desenează, nu prea apasă. Ca un fin. Felix este un finuț. Mamă. Vă realizez că am făcut liceu de artă, dar sunt bâtă la desenia cu pictură. Da, doar că noi n-am mai desenat așa de foarte mult timp. Mă, am o cutie în mână. Să nu la mine chestia. Nu mă uit, să știi că chiar nu mă uit. Mi-am propus să nu mă uit. Arnold. Știți de ce mi-am propus să nu mă uit? Că vreau la sfârșit să fiu super, super surprinsă. L-ai făcut pe Arnold acolo, Felix? Da. Mamă. Eu am să... Deci nu se vede, dar sigur are păr sub braț. Felix îi face păr sub braț lui Granini. Eu știu că nucile de coco sunt extrem de talentate, Felix. Am văzut. Da, noi vedem acolo cartonurile voastre. Și cred că nucile de cocos ar desena-o pe Granny super, super tare, nu? De aceea să știți nucilor de cocos că vă provoc acolo. Desenați-o și voi pe bunia asta. Să vedem cât de pricepute sunteți. Dar desenăm numai în creion sau și în carioca? Și în carioca, Felix. Ăsta-i gâtul ei? Are gât? Are ceva gât aici. Granini este foarte celebră, este cea mai celebră bunicuță. Și foarte iubită de nepoții ei. Am avut 60 de episoade. Deci să ne urmăriți pe Cocolis că foarte multe episoade am făcut de Granini. Ok, de aici vinem cu Mutrița. Eu sunt la Mutrița, tu cum stai? Eu sunt la Mânuțică. Mânuțică? Ce mânuțică are, vede? Nu are mânuțică prea mare. Am văzut. Mamă, tu ești la altă mânuțică. Da. Felix a uitat la mine! Nu! Felix! Nu, ce mânuțică fac aici. Deci sunt extrem de curioasă cum nucile de cocos vor desena și ele. Pe bunicuța lor preferată. Așa, dar ce mână are aici? Am văzut. Să știți că nu e chiar așa de perfectă Granini asta, are și are niște defecte. Mamă. Nu știu câte degete are aici. Așa, trebuie să-i facem bâta. Bâta? Mamă, asta este hashtag bunicuța cu bâtă. Deci tu ești la bâtă? E, sunt la bâtă. Tu ești bâtă? Nu, eu sunt... Are încheietură, dă-mi încolo. Eu cred că Granini a lucrat la sală, Felix, a tras la sală. Am să-i o fac mai mare, așa. Și din câte țin eu minte, era plină de lac de unghi roșu. Ce amuzant. Mamă, deci am făcut aici perfect. Vă vedeți acolo cum am făcut? La mine se vede? Cred că se vede și la tine, Felix. Se vede așa puțin, după aceea trec la culoare și o să vedeți mai bine. Dar ce ochi are aici, Felix? Dați cu rimel.
Da? Da. Oh my god, acum am văzut show. Stai că n-am ajuns la Fățucă. Fățucă! Și ce nasa are. Nu credeam niciodată că am să o desenez pe bunicuța noastră, cea frumoasă. Mi-e place părul. Îți place părul? Părul e foarte fain. Cine termină primul câștigă. Nu știm ce, dar câștigă. Ce spaima dentiștilor, nu știu dacă am un galben atât de galben. Ce eu cred că i-am făcut puțin dinții cam frumoși, adică ar trebui să mulțumească. Nu se vede, dar cu siguranță are ceară în ureche. Îi faci ceara în ureche? Trebuie, dar părul, tu îl faci părul așa, pleata. Mă, Felix, eu am terminat așa. Păi trebuie să te culoare. Bine, îi dau și culoare. Cum mai fac năsturei ăștia romantici? A, așa, capul ăsta seamănă. Ce să începem cu dinții cei mai galbeni? Dar ce nas perfect are și cum și-a făcut operația estetică. Scuze, are nasul cam perfect, într-adevăr. Eu încep să-i fac aici dinții, nu știu, oare-s destul de galbeni? Uai, de Felix. Mine, îți roșii acolo, ce vorbești? Stai puțin, stai puțin, nasul. Ia uitați ce dințoci galbeni am făcut aici. Așa. Nasul. Cine o iubește pe Groanini? Să ridice mâna sus. Ăsta e nas de boxer, pe cuvântul meu. Da? Uh-huh. Mamă, să o fac la față. Cred că toată fața trebuie să o facem gri. Da? Tot corpul îl facem gri. Așa. Ah, acum vin și eu la dinți. Mamă. Așa? Mia. Gura? Gura mare, Groani? Deci eu zic că Groani ar trebui să se simtă extrem de norocoasă că îi desenăm portretul. Începe să semene. De când am făcut gura, începe să semene. Seamănă. Acum părul. Eu fac părul. O duci la coafor, Felix? A, deja am aproape gata. Mult părare. Da. Are și puțină sprânceană, dacă ai observat. Am făcut-o și pe aia. Bun. Și eu sunt gata cu... Astea care nasturi. Asta am zis și eu. Are nasturi. Eu tu știu ce năsucă trasă la Indigo. Super. La acum urmează la carioci. Să facem la carioci, la carioci. Prima oară să-i facem rimelul de sub ochi, că este o persoană foarte atrăgătoare. Ea se dă cu rimel sub ochi. Da, așa. Așa, mamă, dar ce gură are. Se fac negru din gură. Și eu am făcut negru din gură. Așa. Și rozul din gingii. Așa. Acum are roz, gura din gingii, este romantică. Are roșu toată ziua, dar mă rog. Fiecare cu bere. Se pare roz. Așa, deja seamănă. Da? Deja seamănă, da. Începem cu dinții, că aia sunt importante. Și eu tot cu dinții. Așa, acum să vedem roșu. Roșu e ăla, crăste. Na. Este? Uh-huh. Să-i fac eu dinților ăsta. Mamă, dar ce greu e. Ce culoare îi facem? Pielea, Felix. Păi gri, nu? Gri, nu? Ai, n-a reușit încă să meargă la, la solar. Mamă, ce fac, nu știu dacă fac bine ceea ce fac. De ce gri am aici. Hai de mine, ce-a ieșit. Sărutul mortal, ce să fie aici așa. Mamă, Cristina. Repejor, Felix, acum te întreg. Nu mă întreg, mai mult, Cristina, mai mult. Te întreg, Felix. Mai mult! Te întreg, că până la urmă ăsta e concurs, cine face mai repede? Nu, Cristina, lasă, nu mă întrece. Parcă văd că Felix face atâta de artistică. Știți că Felix este un artist? Ești curioasă cine o să facă. Nu știu dacă sunt artist sâmbăta. Sunt în majoritatea zilor, dar nu știu dacă chiar și sâmbăta sunt, Cristina. Eu sunt pe zile. Eu zic că ești. Cristina, nu mai hașura așa repede, că mă stresează. Sunt o maestră la hașurat. Cumva a început gamerul să se streseze? Mamă, deci eu cred că Felix mă va întrece. Cred că Felix face mai frumos decât mine. Părul de sub braț. Nu știu de ce cred asta. Ai făcut părul de sub braț? Ai făcut și părul sub braț? Nu urmează, dar tu l-ai făcut? Nu l-am făcut. Te facem real, Cristina, sau facem nereal? Ok, merge aici așa. Hai că bag și eu puțin roșu, Felix. Și nu pot să cred că fac așa ceva. Ok, sunt viziunea sufletului, după cum vă la Groani. Oglinda sau căciupcă. Ok, sunt oglinda sufletului. Mm-hmm. Vedeți ce suflet are bunicuța noastră? Foarte, foarte, foarte fain. Okay. Chelia e foarte faină, o apreciez. Are părul alb, Felix. I-au scos nepoții păr alb. Nu prea mai avem așa mult timp, Felix. Trebuie să ne grăbim. Deci, de unde zici tu că trebuie să ne grăbim? Cine a zis așa ceva? Trebuie să facem repede. Da, ok. Eu am făcut părul, arată destul de bine și acum să-i fac fățuca. Seamănă. Recunosc că nu este cea mai bună interpretare de bunii, dar... Eu sunt foarte curioasă să văd ce câștigător aleg nucile de cocos între mine și tine. Dar să o faci, nu faci ca o caricatură, să faci așa cum este în realitate, că e atrăgătoare. Așa, foarte, foarte frumoasă. Cea mai frumoasă bunicuță. Nu știu cum să-i fac ochii. Părul ăsta, adică e alb, așa, azi, îl fac puțin cu gri. I-am făcut aici părul, tocmai s-a întors de la salon. Cea mai sexy bunicuță. Dar chiar eu am văzut o persoană care era foarte, foarte în vârstă și a mers la salon, dar nu prea avea păr. Ok, bun, eu o să mă apreciez. Te-am făcut puțin mai bronzată decât ești tu, dar o să mă apreciez. Ai dus-o la solar, Felix? Mm-hmm. Sau în sauna ei? Groanii, nimeni nu-i ca groanii.
Felix, nici știți măcar că... șobolanii. Felix îi face rimele Groanii. Nici Groanii, nici șobolanii, nimeni nu-i ca Groanii. O fia nespălată, o fia cam uzată, dar e o bunicuță lată. E drăguță. Nu-i deloc drăguță. Nu-i? Nu, este o ființă foarte, 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 foarte urățică. De din cauza cum se spală pe dinți și, nu, și nu-și pune perucă. Poate. Ce Felix, ar trebui să-și pună perucă? Da. Mamă, eu am făcut aici așa o închietoare la bluză, nu știu dacă așa ar trebui. Începe să-mi recubăsesc cu a mea. Nu se recubăsesc cu... Mama mia! Începe să... L-am făcut pe Băsescu. Din greșeală, l-am făcut pe Băsescu. Cred că asta e bunicuța lui Băsescu, Felix. Da. De fapt, am rezolvat misterul. Știm acum cine este Groanini cu adevărat. Bunicuța lui Băsescu. Sigur asta e bunicuța lui Băsescu. Serios că începe semne ca altceva. Pe Băsescu, pe cuvântul meu. Ața mea. Clar, mă, nu-i bunicuța lui Băsescu, chiar Băsescu. Da. Mamă, dar Felix, să știi că ai dreptate. Ce, te-ai uitat la mea? Nu, adică mă uitam la bunica noastră aici, da. Bunicuța. De fapt, e mai mult tata. Nu, te rog, nu. E mai mult bunicuța lui Felix. Și, într-adevăr, ar semăna cu Băsescu. Uite și tu ce băt are. Oh my god, am uitat să-i fac. Cristina, sigur, e mai înaintea mea. Eu am cam terminat cu mie nu știu dacă mi-a ieșit atât de bine bunicuța asta cum mi-a ieșit lui Felix. A, trebuie să fac mâinile. Ce culoare se fac mâinile, Felix? Ce culoare faci mâinile? Gri, maro? Gri. Totul este gri și sufletul este gri la bunicuța asta. A, dinții sunt multe culori acolo. De pe bune, aș vrut și eu să o fac așa mai colorată. Ah, mi-a ieșit Băsescu, ce să fac? N-am intenționat. La urmă, Felix, ai făcut păr sub braț sau nu? Puțin. Da? Se vede așa, normal, știi? Puțină veveriță. Puțină veveriță. Felix, am făcut veveriță. Cum să fac aici mâna să seamănă? Băsescu, n-am poză cu tine. Mai nu râd de Băsescu, dacă seamănă, zic și adevărul că sunt... Ai poza lui de buletin. Cred că ar trebui să zic... Squeaky! Nu se pune. Scuze, cum era? Groanini? Nu. Frumusețea pământului? Nu. Frumusețea pădurii? Nu. Bunii meu? Nu. Sufletul vieții mele? Nu. Cum era? Am zis la început. Groanini? Nu. Ba da. Nu. Groani? Nu. Dar cum? Ai zis la început. Cocolicilor, cum am zis la început? Mai ținute că am zis la început. Nu mai știu. Cum am zis ca să termin? Nu se pune. Felix, eu văd puțin roșu aici. Nu se pune dacă nu zici ca la început. Aici așa puțin roșu, bă. Bun. Arată foarte, foarte bine. Chelie. Asta era. Chelie. Pe bune. Nu mai ții minte? Vai, nu mai țin minte. Haideți să vedem. Ce cute la Felix. Felix, bâta. Oh my god. Băta și mâna. Mie mi-a ieșit mai bine nucilor de cocos, dar zic că dinții. Felix, tu mi-ai făcut dinți galbeni. Ai spălat-o pe dinți pe Groanini? În poza asta, nu știu, în poza asta și-o modificat-o în Photoshop, poza asta nu e așa de galbenă. Deci îmi place la nebunie gura pe care a făcut-o Felix și chiar și ochii, dar și ochii mei sunt destul de expresivi. Te-ai făcut un vampir acolo! Asta că bunicuța ne suge sângele cu băta și uite ce bătă pare a făcut de... Dar uite, Felix cred că a făcut mai bine decât mine. Uite ce umbră și lumine pe aici, așa, uite, deja se vede în 3D la mine din cauza asta, 3D. Ai dreptate, 3D. Felix, ești foarte artistic. Cred că dacă combinăm mâna cu bâna, băta mea... Tu ai făcut gen Roblox la mână sau Minecraft, uite și tu. Că știi că Minecraft atingi cumva lucrurile, dar nu le prinzi. Uite la mine, ai încheietură. Păi așa e aici, n-are umbră și lumină. Nu umbră și lumină, dar vine degetele după și tu tine vine peste. Dar la mine Groanii este o finuță și atinge așa. Haideți să le arătăm la oameni. Uite, deci, da, asta, nucilor de cocos, trebuie să decideți. Cu cine se anumă? Cristina! La mine e bine, zici că e de Halloween la mine. La mine este varianta că se pune să doarmă seara, la tine că se trece dimineața. Dar să știi că seamănă. Sau nu, Feriz, la mine se pune să doarmă și la tine se trezește. Dar arată, chiar seamănă cu Groanii. Îți place? Știi? Da. Și mi-e place la tine, eu cred că am câștigat amândoi la proba asta. Dar sunt foarte curioasă să văd ce au de zis nucile de cocos. Noi stăm așa plecați ca să intrăm în cameră. Am crezut că mi-a făcut mai faină băta. Da, mi-a făcut mai faină băta, dar Feriz s-a făcut... Uite ce fain a făcut aici. Dar uite părul meu. La ea. O, ai dreptate. Trei șuvițe. Șuvițele astea. Dacă eu făceam băta, câștigam singur, dar pentru că n-am făcut băta. Șuvițele perfecte. Știu. Știu. Dacă făceam băta, câștigam. Dacă nu am făcut băta, nu vom ști. Trebuie voi să deci... Au, codul! Ai de capul meu! Asta e blestemul bunicuței. Deci voi scrieți acolo în comentarii. Ce fel e? Miroase din gură la ole bunii? Da, așa vă să ia. În cauza că nu se spală pe dinți. Știi că nu se spală pe dinți și stai la gură.
că se risească. Pentru că am făcut atât de bine pe bunii, deci efectiv da. Super talentat suntem. Urmează acum proba Nuna Nutella. Nuna Nutella. Cum era? 2, 3 și Felix. Nuna, Nutella, nucșoară, nucă de cocos, jumară, nară, nu jumară. Nara și jumară. Ok. Ideea este că Nuna, Nutella. Ideea este că astăzi ne-am jucat Tanan, The Evil Nun și Cristina a zbierat ca o fetiță și eu eram așa toare. După cum mine. Adevărat. Felix beară ca o fetiță când se joacă tot. Eu nu mă sper în viața mea. Ce vedeți voi sunt efecte modificate genetic. Efecte modificate genetic? Da. Haideți o punem pe groanii de dedesubt, da. Și ne de uităm la de tot pune ca să nu o măzgălești. Stai să-mi iau foaia asta că parcă am măzgălit-o puțin. Așa. Am aici mai multe foi ca să fie gros și să... Da. Să nu treacă... Că, știți de ce? Că dacă toate. Nu ia, uitați cum se vede. Da, și dacă nu știi ce mai facem noi, așa. Ne murdărim biroul cu carioca. Ok, Felix, ești pregătit? Da! Avem aici poză cu Nuna, Nutella, mamă, nucșoară de cocos. Mamă, dar ce poză ai ales, Cristina? Foarte capul pământului meu. Felix, mamă, câți dinți are. Mai, dar ce grea e poza asta. 74 minus 2, că 2 n-are. Ok, Cristina, la asta nu te vei grăbi, te vei concentra și vei face, deoarece... Stai puțin, Felix, care este cuvântul final? Când vrem să câștigăm. Când vrem, când terminăm. Ce zicem când terminăm? Trebuie să-mi scriu aici. Nu scriu. Care este cel mai... spaima dentiștilor. Trebuie să scriu. Nu scrie, îți amintești? În ce memorie de pește? Scrie. Da, start. Mai de capul meu. Sunt foarte curioasă cum o să ne descurcăm la proba asta. Chiar are mâini lungi, se pare. Tu cu ce începi? Nu știu, văd că are mâna stângă mai groasă. Da? Merge la sală și trage mai mult cu ea. Ok. N-ai barosul sau? Da, cred că da. Okay. Din cauza că își ține barosul. Mâinile, ca să știu. Mamă, dar ce tăliuță de viespiuță are și ea! Știu, deci spre deosebire de sora ei, Groanii. Da. Asta arată mult mai sexy. Da, da, da. Nu, asta are prieten. Nu, Felix, îi place de tine. Uite, bă, tu țină pupă pe asta, uite și tu cum arată. De aia te urmărești pe tine cu mamă. Da, Cristina, lasă vrăjire. Da, da, Felix, uite, bă, și ghidiță are, Cristina. Vai, de... nu vreau așa ceva. Da, Felix. Parcă am văzut o musculiță care ieși din gura ei. Eu cred că erau mai multe. Vai, dar Felix, dar ce sprâncene. Eu acum văd ce sprâncene are în una. Văd și eu. Zici că-s făcute la salon și s-a dat de curbate, uite și tu. Astea sprâncene de Instagram. Sprâncene de Instagram, da. Mama mia! Câtă curbura! Asta e o maică din așa. Eu cred că Nuna își face sprâncenele de fiecare dată înainte să... să facem noi clip cu ea. Că știe că o filmăm și vrea să arate bine. Wow, dar ce ochi fioroși are. Mamă, cât e gura! Într-adevăr. Du-te încolo, femeie! Ce nas are! Cât de mare e gura, pe cuvântul meu! Și ce năsoi! Are și ochelari, ca să-mi facă viața mai ușoară. A, într-adevăr, are ochelari. Așa, vai, deci nu știu dacă mi iese ochiul stâng. Deci eu nu prea mă pricep la portrete, să știți. De oameni. Bun, acum... Oh my god, are ochii așa roșii! Da, mai dor fată! Luna este puțin așa mai complexă, Gruanini era mai simpluță. Da, 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 asta chiar e mai 3D-istă. Auzi, dar ce pomete are aici, tu vezi? Nu știu cum o să-l fac, dar sunt eu. Ai de mine, ce m-am băgat? Nu știu sincer în ce ne-am băgat, dar am vrut așa să le facem o surpriză, nu celor de cocos, dar și cocolicilor. Da, să nu arătați Luna cum mă bate. Ei sunt foarte mare fani. Să nu arătați Luna, vă rog, cum mă bate. Luna. Nu arătați, vă rog. Ce, nu vrei să-i arăți? Nu, mă bate. Portretul? Cred că trebuie să faci bine, Felix. Ce? Că dacă o faci frumoasă, te iubește după. Nu. Asta mai trebuie să mai stea după mine. Lasă-mă face că așa am jucat astăzi. O țipată aia pe mine. Dar câți dinți are în total, Felix? 74 minus 2. Trebuie să-i facem așa ciudat. Ok, fața seamănă cum am făcut-o. Dinții, cum fac. Are și nas. Ochelarii. Aici are un dinte lipsă. Știi, nu? Am văzut. Are doi. Are doi lipsă? Mamă mia, dar câți dinți are pe bune ființa asta. Okay. Ia foarte mult să se spele pe dinți, de aia zic că a renunțat. Ok, eu sunt destul de mulțumit cum este fața, chiar dacă nasul este ca o ciupercă. Da? Super! Bă, dar ce talent am când desenez Nune. Să ne mai scrieți în comentarii pe cine ați vrea ca noi să mai desenăm, că după cum vedeți, suntem niște pricepuți. Da, mai ești caricaturilor. Parcă-s copil, cum am desenat aici. Dar las că nici la mine nu-i mai brează. Oricum, acesta este un concurs și facem și noi cât de repede putem. Da, că altfel ne desenăm
Extraordinar de bine desenăm noi. Da, da, da. Ai făcut ochelari, Felix? I-am făcut ochelari și acum am trecut la teliuța de vieste. Mamă, ce bine arată. Seamănă cu persoana pe care o cunosc. Serios? Fost profesoară? Da, ceva pe acolo. Dar nu mi-am dat seama până acum. Asta e ce asta de la ce bucata asta de... Oare la ce optică și-au făcut ochelari ăștia? A, seamănă super, deja ați mulțumit. Da? Se pe semene. Doi... Mamă, dacă dinți are! Are mulți, nu? Uh-huh. I-ați numărat anuncilor de coco să vedeți cât dinți are în una vreodată. Ok, deja sunt mulțumit cum arată. Arată ca o nună. Am desenat foarte fain. Arată ca o nună? Dar cum arată o nună, Felix? Aici are... Ce chestia asta de pe pieptul ei? Un guler dintr-o asta. Ea este fashion. Nu, e fashionistă. Este fashionistă. E mai greu decât credeam. Acum eu aș face mai clar, dar n-am timp. Băi, dar ce super tare să o desenez pe Nuna. Parcă îmi place sincer mai mult de Nuna decât de Groanini. În desenii așa mai complexă. Ce desene mai ieși pe Groanini? Da? Sunt foarte curioasă să văd cine câștigă această probă. E capul meu. Uite, fei, e sexy în una. Eu încep cu... Ce decolteu are. Eu încep cu dinții. Hai să facem tăliuța. Nu prea intră așa. Vai, ce nu pot să cred. Ba, Nuna este ca un fel de Barbie. Uite ce văd ce tăliuță are aici. Da, am văzut-o și eu. Încep cu ești dinții. Pe bune, e prințesă Disney. Tu ai trecut la dinți? Eu am trecut la nimănă dinții. Colorat, marcat? A, nu, n-am trecut la culoare. Tu deja ești la culoare? Sunt la culoare. Păi, deci am uitat ultimul cuvântul ăla pe care trebuie să-l țipăm când am terminat. Ce memorie de pește am. A, știu, azi, da. Da, ce bine. A, să vedem acum cum eu zic că e destul de fain. Uh-huh. Trebuie să-mi pun semnătura aici, că e prea bengos. Mamă, ce este bengos până la os. Și la tine e dințoasă? Foarte, foarte dințoasă. Cea mai dințoasă ființă pe care am văzut-o vreodată. Așa, și cam la în dinți. Eu zic că are cei mai mulți dinți ever. Ok, acum să vedem cum reușesc o să-i fac dinții. Unu da? Sincer? Unu da. Unu da, unu ba? Unu da, unu nu. Chiar aș vrea să câștig proba asta a doua. Pentru că la prima probă nu știu singur dacă am câștigat. Vreau să văd ce zic nucile de cocos. Vrei să câștigi la asta? Mi-aș dori, că parcă mi-e super simpatică în una. Bă, dar nu e așa de ușor. Trebuie să luăm careuși mai bune, Cristina, ca să... Știu, Felix, dintre alea care se blenduiesc așa. Da, scumpe? Da, sunt mai scumpe. Cât? Dar... Nu știu. Au, ce greu e. Ce greu e. Așa se absorb una pe alta. Știu. Trebuie să ne șmecherim și noi, să ne luăm mai fain. Probabil o să facem niște economii și o să luăm. Vedeți acolo cât de fain o fac eu pe Nuna? Tu cât mai ai? Mai mult? Mai am, Felix, și tare aș aprecia dacă ai termina mai greu. Ca să termin și eu aici. Nu s-a ce grijă, voi acorda atenția maximă acestei nunoace. Aceste femei superbe. Asta nu-i femeia. De ce? Nu știu, dar femeie nu-i. Ați văzut cum țipă când se supără, adică bune. Să nu o super pe Nuna, că atâta trebuie. Mm-hmm. Bun, seamănă la mine. Bă, acum nu-i măcar seamănă. La tine seamănă? Seamănă, Felix, e superbă. Superbă. Ești foarte împruntat aici, văd. De la nedormit. Ochii sunt oglinda sufletului. Prea are suflet bun. Dar mie îmi place jocul, e distractiv. Și mie, îmi place tare mult cum îl fugărește pe Felix și cât de flexibilă este această nună. Mm. Dar dinții sunt cei mai faini. Da, ai oglinda sufletului 2. Ce suflet galben are! A, și acum o să fac bine are că... Are suflet galben! Mm-hmm. Restul corpului nu prea contează, contează foarte mult fața. Dacă vezi pe cineva, de exemplu, cum mergi așa pe stradă, cum faci? Eu mai întreb cât e ceasul. Și ați zis, aaa, 4:30! Nu știu cum au ajuns unii oameni să arate așa. Nu s-au spălat pe dinți, Felix. Eu tare cred că cel care a făcut jocul s-a inspirat după o profesoară, după cineva. Nu te uita la mine. Nu mă uit, vreau să văd ce culoare folosi Felix. Vezi cum simt când te uiți la mine, Cristina. Dar ce culoare se fac fața? Eu zic să o lăsăm albă. Tu ce zici? Nu știu, e gri și roșu în același timp, nu știu ce să fac. E emoționată, săraca, știi cum te-a văzut. Gri și roz. Ai, nu ai zis Cristina din ăsta, că știi că știi la ce vrei să zici. Dar știi că ea e îndrăgostită de tine. Da, nu. Nu-i. Mai tot timpul zice, unde e acel gamer arătos? Ia să te joci tu data viitoare. Nu mă joc eu data viitoare, Felix, o las pe tine, te las pe tine. Mă joc, știu să vezi ce fain este. Nu-i mi-e cam frică de ea, e foarte rapidă. Joacă-te. Ce ziceți nucilor de cocos, vrei să mă joc eu data viitoare? Nu, ce crostă, nu numai eu. Chiar astăzi am făcut un episod, Felix. A fost acolo foarte gamer. Tu chiar nu mai știi cuvântul de sfârșit? Nu mai știu. Ceva cu sufletul sau nu știu.
Mamă, cât negru trebuie să folosesc. De capul meu. Voi mai știți ce cuvânt trebuia să zic la sfârșit? Sau și voi aveți așa memorie de pește ca mine astăzi? Mai știți voi alte jocuri care sunt asemănătoare? Am mai jucat câteva cu niepuri, am mai jucat câteva cu ceva, dar parcă nu-s la fel ca astea, astea sunt prea complexe. Într-adevăr, astea sunt cele mai faine. Ce ziceți, ne iese? Sunteți mândri de noi? Acceptați și voi această provocare? Ne iese 100%. Îți iese 100%? Da, adică seamănă. Doar că la față sunt puțin confuz. Sceptic. Dinții arată, dinții într-adevăr sunt oglinda sufletului, dar fața nu prea. Chiar nu-ți minte ăla de final? Nu mai țin minte, Felix, aia de final. Îți din două cuvinte, oricum. Frumusețea pământului? Nu. Cu S începe. Cu S? Uh-huh. Sânge rece? Nu! Hai de zi! Nu știu! Cu S începe, ușor. Sunt o frumoasă? Nu. Dar cum era Felix? Nu-ți spun. Ei, nu vreau să zic. Așa, eu deja Ce? Eu deja cu mâna, zic. Nu te grăbi, că mai am și-o mult. Sigur? Da, mai am și altă mână. Nu. Și partea de jos și fața s-o retușez. Tu chiar nu mai ții minte? Nu. Ah, spaima dentiștilor. Ai terminat, zici? Nu. V-am zis că spaima pădurii. Îmi spui dacă ai terminat. N-am terminat. Încă cum să termin eu frumusețea asta complexă? Încă mai durează puțin. Hai să nu dai pe birou mult negru. Este foarte dotată luna asta, după cum văd eu. Și-a pus niște silicoane aici. Da, tale de vieste. Și-a pus silicoane, Felix, dar pe la dentist n-a mers. Nu. Acum... Mai sunt unii așa. Dar nu trebuie să mergi neapărat la dentist. Trebuie să vă spălați. Da, vă spălați după fiecare masă. A, ce tăliuță are aici. Asta zici că poartă corset, Felix. Mm-hmm. Da. Nu mă grăbesc. Te aud grăbindu-te. Oricum sunt super încântată de asta. Nu te grăbi, Cristina. Mă grăbesc, Felix, oricum mai am detalii de făcut. Da. Dar mă grăbesc în același timp. Cristina, te simt când te grăbești. Mă grăbesc. Mamă, deci Felix, ăsta este capodoperă, Felix. Ai făcut-o capodoperă? Da, deci e superbă. Seamănă. Nu știu, mi-e place la nebunie. Nu credeam că o să iasă așa de bine. Seamănă cu fostul profesor de data? Nu, seamănă cu altcineva. Odată ne-am uitat la televizor sau nu știu, am arătat un dinozaur. Știi, da. Seamănă la televizor. Nu, era într-un joc. Fostul ta profesoară. Da, ce tare. Mai poate dragul ei. Mai poate dragul ei, cât de faină e. Să vadă cocolișe mai bine aici, cât de șmecheră este ea. Cât de faină e. Că mai am vreo puțin. Cred că ne apropiem de final. Mamă, cât de faine. Gâtul tău, trebuie să fac și gâtul. Unde mai am să fac? Cred că am terminat, Cristina. Cred că ai terminat? Hai că și eu cred. Spine! Nu. Cum era? Nu ești gata? Nu știu ce să mai fac, Felix. Nu da pe mine! Oare a făcut bine? Noi chiar aici punem suflet. Nu celor de cocos, să știți că vrem să ne iasă super bine. Spaima dentiștilor! Sunt extraordinar de curioasă, dați-mi strâng codițele. Sunt extraordinar de curioasă să vă cum ieși în Felix. Ce tare! Felix, dar ce dinți ai făcut? Ai, minina de trigeme la desen, nu-i corect. Luați-ați de eule tare de 2 ani de zile. Hai să arătăm la oameni. Deci mi-e place foarte mult cum ești la corp, Nuna. Mamă, ce voluptoasă! Dar ce faină-i, Felix! Îmi place la nebunie! Asta e a mea. Ce comic! A mea arată parcă la bătaie, la față. Da, la mine aici e puțin problemă. Unde? Aici, parcă puțin mai mic aici și aici da, puțin da, mai da. Mare, știți? Da. Se mai întâmplă. Ia să mă de acolo, că pune-mă de sub ca să vadă lumea. Așa, stai, să pun aici așa frumos. Deci aici este desenul. Și după cum vedeți, de sub n-avea nimic decât hârtii. Arate și tu. Da, ia uitați. Hârtii. Opa, așa. Hârtii. Ce feri, zici că e prea perfect? Da. Mamă, ce părere aveți despre Nuna? Să vă arăt pe multe criterii. Cine a făcut-o mai bine? De exemplu, corpul meu este clar că am făcut-o foarte exactă.
Cristina a făcut la față, dar Cristina e parcă fericită. Să știi. Și a mea arată parcă mâncat sodă caustică. Face numai că salivă nu-i curge din gură. Vai cât de tare. Dar ta-i fericită, Cristina, uite și tu. Dar mie-mi plac foarte, foarte mult dinții de la tine. Dinții și ochelarii. Ce ochelarii? Și ochii sunt foarte, foarte expresivi, să știi. Nervez că ta mi-a zis, uite și tu, uite și tu la mea. Dar totuși când mă uit la ta, corpul, parcă zici că e ea. Ce tare. Uite, zici că e Luna, vine pe tine. Rând tot. Și uite-ați la mine, nu e cine știe ce, dar e faină. Ți-ar talentul tău să ți-l ia. Cred că Felix la mine are puțin mai mulți dinți. La mine are mai mulți dinți. La tine sunt mai lați, așa. Ce cu fața, Felix? Trebuie să iau oră de sen. Am crezut că te-ai întrebut ce de Luna. Nu, lasă-mă, pun a foaie peste. A, Felix, stai să le arătăm mucilor de cocos. Unde e a ultima? Că vrem așa să ne ziceți câștigătorii. Deci, astea sunt desenele mele. Luna și cu Nuca ăsta cu groanii. Și astea sunt ale mele. Ia uitați. Superbe, Felix. Uitați, da, zici că sunt... Și astea sunt ale mele. De la grădinița cu probleme. Nu, deci sunt extraordinar de expresive și dinții. Tu ai ceva cu dinții, te pricepi la dinții. Da, foarte bine. Ce comite, cred că groanii ar fi super fericită dacă ar ști că am desenat-o. Ne ziceți acolo câștigătorii, da? Ziceți câștigătorul și ziceți ce mai vreți să facem data viitoare. Vă rog, ceva ușor, ceva cu jocuri, pentru că eu... S-a ascult tot cu jocuri. Ceva cu linii simple, ceva cu... Hai, de la codițe. Ceva cu linii simple ca să mă descurc și eu cred că... Felix, te-ai descurcat excelent, adică sincer nu știu cine câștigă dintre mine și tine. Eu nu știu. Deci așa, mi-e puțin frică. La groani cred că am șanse. Deci la groani. Deci vă rog să vă gândiți la groani, să vă gândiți pe mai multe aspecte. Și la Nuna... Nuna, ce să zic? Clară, nu, că de cocos Nutella. Până atunci nu s-a văzut butonul de Cocolize. Scrieți în comentarii cine a câștigat. Nu uitați, ne urmăriți și pe canalul nostru Cocolix, unde postăm videouri în fiecare zi de 2 ori pe zi și ne jucăm Granny, Nuna și alte jocuri super. Jocuri faine, jocuri faine, și Minecraft și chestii. Și Felix îți beară cofetiță. Nu e adevărat, eu mă sper în viața mea, eu sunt piatră. Și și pe canalul de slime mai nou, unde postăm și acolo o dată pe săptămână. Și aș vrea totuși să desenăm ceva, nu știu, ca să am simt energia, poate mâncare ceva. Eu trebuie să simt energia când și eu mi-e foame. Dar poate mai degrabă mănânci ceva. Mie tot timpul mi-e foame, nu? Adică scrieți-ne acolo în comentarii idei de videoclipuri, nu-i așa? Da, nu s-a văzut. Știi ceva cu mâncare, vă rog, idei de mâncare. Ah, de straturi de mâncare, probabil, Felix. Auzi, sunt foarte multe nuci de cocos. Dar pare greu de mâncat. Pare. Dar Felix se descurcă la orice. Scrieți în comentarii ce să facem data viitoare. Și până atunci dați un like. Și nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și ne vedem data viitoare. Pa! Cine crezi că a câștigat? Bagă-l în dulap, hai că nu vreau să le văd. Cristina are un obicei. Dacă îi place ceva, să-l pună pe perete. Și de fiecare dimineața să văd pe din astea. Nu. Felix, să ți pun pe care vrei să o pun deasupra patului? Dă-le puțin, Pe groani sau pe... Are obicei să le pună pe perete. Nu vreau să văd chestia asta când mă trezesc dimineața, pe cuvântul meu. Da, trebuie să alegi pe care vrei să te trezești dimineața. Nu vreau să mă trezesc niciuna dimineața. Lasă-mă pace, Cristina. Eram traume.